Bună, fetelor! În acest clip vreau să vă arăt cum realizez stamping pe unghii cu kitul de la Essence denumit Nail Art Stampy Set. Este acesta pe care îl vedeți. Este economic, costă doar 3,49 euro. Nu știu dacă este în România, dar sunt sigură că va apărea dacă nu a apărut deja. Și este compus din trei instrumente: ștampila, placa metalică și blamă, sau nu știu cum să o denumesc. Să le luăm pe fiecare în parte. Ștampila este din silicon. Eu am pilit-o puțin la început, cu o pilă fină, pentru o aderire mai bună a ojii de pe placă pe unghie. Se numește stamp. Al doilea instrument este placa metalică, care este un obiect fundamental al stampingului. Dacă nu este de calitate, este inutilă. Și pe această placă, după cum vedeți, sunt incise decorațiunile. Pe aceste de la Essence le consider bune, de calitate, chiar dacă sunt singurele pe care le-am încercat, mi se par destul de bune și reușesc, fără să fiu profesionistă în manicură, să realizez manicuri drăguțe. Se pot cumpăra și separat aceste plăci metalice. Se găsesc sub această formă: Essence Nail Art Stampy Designs. Am cumpărat doar una pentru că celelalte nu mă încântau. Erau foarte puține rămase pentru că se cumpără destul de mult. Și ultimul obiect, dar nu al acestui kit, dar nu mai puțin important, este această lamă, nici nu știu cum să o denumesc. Palețică lamă, care este de aruncat, este de proastă calitate de la început. Când am folosit-o de la prima utilizare, am zgâriat placa metalică, deoarece acest metal nu este bun. Dar am înlocuit aceasta cu un card, cu un oarecare card, care își face treaba minunat. Această blamă pot să o arunc. Dacă ar fi să-i dau o notă acestui kit, pot să spun că i-aș da pentru preț calitate 10, dar în general 9 datorită acestei lame. Ștampila și placa sunt calitative. Decorațiunile sunt drăguțe. Bineînțeles că nu are cum să vă placă toate. Și acum o să vă arăt cum se realizează stampingul. Poate fi folosit orice tip de lac, mai puțin cel quick dry, uscare rapidă. Eu voi folosi oja Lasting Color Gel numărul 72 de la Pupa, culoare albă. Lacul albastru, tot de la Pupa. Lasting Color Velvet Matte numărul 08. Top Coat-ul Gel Efect Sticlă numărul 048. Tot de la Pupa. Iar dacă vreți la alegere, perluțe aurii, ale mele sunt de la Essence, numărul 02, fac parte din kitul de acum 2 ani pentru Crăciun. Dacă nu puteți să puneți peticele, ojă sau absolut nimic, rămâne la alegerea voastră. Perluțele le voi pune în mijlocul florilor. Poate fi fo Voi aplica pe plater, pe placa metalică, o ojă în contrast cu oja aplicată pe unghie. Voi elimina excesul de ojă cu cardul, presez cu ștampila și în sensul rotatoriu aplic ștampila pe unghie.
Vă voi mai arăta o dată. Ștergeți cardul, ștampila și plateron. Ca spați, este după ce ați aplicat ștampila, ați terminat toate decorațiile, așteptați puțin până când se usucă. Că dacă vă grăbiți și aplicați top coat-ul, este posibil să stricați decorațiunile. În cazul în care achiziționați acest kit, nu îl probați exact înainte de a merge undeva, pentru că vă ia puțin timp până vă obișnuiți. Și trebuie să aveți un pic de timp la dispoziție pentru a efectua decorații drăguțe. Cam astea sunt toate sfaturile pe care pot să vi le dau. Acesta este rezultatul final. Din păcate, când am aplicat perluțele, am crezut că camera este deschisă, dar nu era deschisă. Și nu am filmat această parte, dar este foarte simplu. Aplicați top coat. Aplicați perluțe, pietricele sau ojă, ce aveți la îndemână, sau puteți să nu aplicați nimic. Și apoi mai dați o dată cu top coat peste pietricele sau peste perluțe pentru o fixare mai bună. Vă place această manicură? Care unghiuțe vă plac mai mult, aceste albe sau cea albastră? Mie îmi place mai mult cea albastră. Vreți să vă mai fac astfel de clipuri cu unghiuțe? Dacă da, să-mi spuneți. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă doresc o primăvară frumoasă și nu uitați că nu există femei urâte. V-am pupat!